Întâlnire online inedită pusă în practică la liceul Miron Costin din municipiul Pașcani. Elevii din clasa 4C, împreună cu alți copilași de aceeași vârstă de la o școală din Nigeria, Africa, au făcut ca distanța de mii de kilometri de pe un continent pe altul să dispară într-o secundă. Ei s-au văzut online prin platforma Empatico, loc de întâlniri virtuale pentru elevii din întreaga lume. Conectarea video, prima dintr-o serie de trei, a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute. Într-adevăr, noi nu suntem noi pe platforma care pune la dispoziția profesorilor din lumea întreagă să se conecteze cu clase de oriunde din lume, ci suntem la a cincea astfel de activitate. Primele patru s-au desfășurat în 2019, înainte de a fi foarte la modă aceste activități online. Atunci ne-am conectat cu două clase diferite din Rajkot, India, și am avut, în afară de activitățile preliminare în care elevii se cunosc, așa cum s-a întâmplat și vineri la activitatea cu colegii din Nigeria, de pe platformă se pot alege activități prin care putem să îi înțelegem pe elevii de aceeași vârstă, dar care trăiesc, iată, în țări cu totul diferite de cea în care trăim noi. Micuții au fost foarte bucuroși să se vadă prin intermediul camerelor. Au vorbit în limba engleză și au făcut diferite activități împreună. Elevii celor două clase s-au prezentat unii altora și au prezentat școlile, au jucat împreună un joc, apoi fiecare clasă a cântat. Întâlnirea mi s-a părut interesantă. Eu am ajutat copiii înainte să afle mai multe informații despre țară, fiind pasionat de geografie și de istorie. Și mi s-a părut foarte interesant să aflu copiii, să aflu informații despre ei și ce fac acolo. Deși aveau culoarea pielii diferită și erau chiar în alt continent, ei erau tot copii ca noi și au fost și ei fascinați să afle lucruri noi, cum am fost și noi. Noi am fost foarte fascinați să aflăm lucruri noi despre Nigeria, cum am fost și ei să afle despre România. Aștepți cu nerăbdare să te reîntâlnești cu ei următoarele activități? Da. Întâlnirea mi s-a părut foarte minunată și ne-am împrietenit imediat. Și cu această ocazie noi am aflat că Nigeria se află în Africa. Eu am aflat că copiii din Nigeria sunt foarte mulți într-o singură clasă și asta mi s-a părut ceva genial. Nu am mai văzut niciodată așa ceva. Activitatea online a avut o săptămână premergătoare în care elevii au făcut la clasă prezentări despre Nigeria, despre distanța dintre cele două țări și au făcut schimb de fotografii între cele două școli, sub titlul Turul Școlii. Întâlnirile pe platformă continuă încă două săptămâni pe aceeași temă pentru a afla detalii despre programul fiecărei unități de învățământ, modul de desfășurare al orelor, materiile studiate și pentru ca elevii să se cunoască.